Peste 2000 de pelerini au adus cinstirea astăzi nașterii Maicii Domnului la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Biserica monument a acestei străvechi așezări monahale din dealul mare și-a sărbătorit cu acest prilej hramul. La orele dimineții, soborul slujitorilor l-a întâmpinat pe preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al eparhiei Iașilor. Pentru prima dată de când au fost montate cele 13 clopote noi ale mănăstirii Hadâmbu, au răsunat spre bucuria obștii și a celor prezenți. Un grup de credincioase din Borșa, județul Maramureș, a oferit părintului episcop daruri tradiționale însoțite de o prea frumoasă urare. Să trăiți când e trebuit. Da. Mult ani să trăiți când e trebuit. Și v-am adus un crin la măicuța Domnului, noi să mai venim. Și v-am adus o turbă de melușei să ne faceți păstori la ei. Să trăiți într-un mult an. În sunetul buciumelor și al cântării, prestăpânul preasfinția sa a ajuns în incinta bisericii monument. În altarul de vară, izvorul tămăduirii, episcopul vicar al eparhiei Iașilor, împreună cu soborul preoților și diaconilor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei și din Mitropolia Basarabiei, au oficiat Sfânta Liturghie. În tot acest timp, oamenii de toate vârstele au așteptat la rând să se închine la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, ce a fost așezată în baldachinul împodobit cu flori. Din soborul slujitorilor a mai făcut parte și arhimandritul Gavril Alexei, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic Byzantion, dirijat de către profesorul Adrian Sârbu. După citirea Sfintei Evangheliei, preasfinția sa a adresat un cuvânt de învățătură în care a făcut referire la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Și iată Maica Domnului, în fața unei îngrijorări legitime, se încredințează întru totul cuvântului Arhanghelului. Atunci când s-a încredințat că Arhanghelul i-a vestit aceasta, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Mântuitorul, la Cana Galilei, o numește pe Maica Domnului femeie, arătând prin aceasta restabilirea chipului femeie. Ce trebuia să fie femeia dintr-un început? Sprijin și îndemn spre mântuire pentru bărbat. Nu poticneală. Și Maica Domnului restabilește demnitatea femeii și a omului. Eva, în momentul ispitirii, îl îndeamnă pe Adam la păcat. Maica Domnului îndeamnă la Cana Galilei pe Mântuitorul să vedească primul semn, să-și descopere dumnezeirea, să-și arate mila pentru neamul omenesc și să vedească demnitatea. Eva și Adam au fost împreună în momentul căderii. Deopotrivă, stricându-se chipul omului după rânduiala zidirii sale de către Dumnezeu, prin păcatul amândurilor. La momentul chinonicului, credincioasele din Borșa au interpretat câteva pricesne închinate preasfintei născătoare de Dumnezeu.
Pelerinii care s-au pregătit prin taina Sfintei Spovedanii au primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbușe, a exprimat recunoștința față de înalt preasfințitul Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că l-a delegat pe preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul la slujba hramului. În același timp a mulțumit preasfinției sale pentru purtarea de grijă, fiilor duhovnicești și pelerinilor pentru că s-au rugat împreună. Se naște marca vieții, Maica Luminii, împărăteasa cerului, a pământului, regina îngerilor și mijlocitoarea noastră a tuturor, celor care o cerem în rugăciune, celor care o presim, îndeajuns și o iubim pe Măicuța Domnului. Este mare binecuvântare. Nu știu cum aș putea să mulțumesc în puține cuvinte preacurate Maicii lui Dumnezeu, care a adus atâta binecuvântare și atâta lumină în această cetate care a fost părăsită timp de 33 de ani, a lucrat mila lui Dumnezeu și mâna Maicii Domnului, iată astăzi, din mila lui Dumnezeu, cum arată această Sfântă Mănăstire părăsită, care astăzi are înviat aceste ziduri și această ogradă care o numesc de fiecare dată, grădina Maicii Domnului. La final a fost oferită o masă caldă pentru toți pelerinii.